Un tren a izbucnit în flăcări în timp ce staționa în gara Hodoni din județul Timiș. În urma incendiului, aproximativ 60 de persoane au fost evacuate. Despre situația de acolo ne vorbește în direct Iulia Ruxanda, alături de mine într-o intervenție telefonică. Iulia, te ascultăm. Bună seara! Bun găsit tuturor! Au fost într-adevăr momente de panică într-un tren care circula pe ruta Sat-Chinez-Periam, județul Timiș. Totul după ce în locomotiva în care se aflau 10 de pasageri a izbucnit un incendiu cu degajări extrem de mari de fum. Astfel s-a dat, bineînțeles, imediat alarma la 112, echipajele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului, iar până la sosirea salvatorilor, 60 de persoane s-au autoevacuat în momentul în care au văzut fumul. Între timp, incendiul a fost lichidat de către pompieri, s-a stabilit de asemenea faptul că focul a izbucnit mai exact la compartimentul motor al trenului, iar pasagerii au fost nevoiți să plece cu alte mijloace către destinația lor.